Total an de muncă, 8 ani, 10 luni și 26 de zile. Când dumneavoastră ar fi trebuit să aveți cât în total? Câți ani? 48. Această pensionară din județul Ilfov are 74 de ani, dintre care cei mai mulți au fost ani de muncă. Spune că pe decizia de recalculare nu figurează decât cu 8 ani de activitate. Femeia crede că e vorba despre neglijență. Au angajat personal necalificat și care nu îi interesează să fie corect. N-au simț de răspundere. Și nu e mulțumită nici cu suma recalculată. Încă 2000 de lei în plus din calculele care mi le-am făcut eu conform legii. Că știu și eu să citesc și să interpretez o lege. Cazul, care nu e singurul, a ajuns la urechile ministrului muncii și se pare că intuiția pensionarei a fost corectă. Acolo unde s-au constatat erori, într-o mare măsură, acestea s-au datorat, sunt din cauza introducerii în mod eronat a datelor, în format electronic. Pensionara se plânge însă și că legea nu-i mai permite acum contestarea oficială a calculului pensiei la Casa de Pensii, ci doar în instanță, unde procesul devine îndelungat și costisitor. Femeia e doar una dintre sutele de pensionari care au venit cu actele în mână să ceară explicații la Casa de Pensii a județului Ilfov. Mulți sunt nemulțumiți pentru că recalcularea le-a adus în plus sume infime, dar și pentru că au depistat greșeli în acte. Ani de contribuție îmi dă 5 lei. Și la alt colega meu care a avut 28 de ani, îi dă 11 milioane. Care e dreptatea? Anii de muncă. De la 52 am lucrat numai șantiere, m-a scăzut la 49, de la 49 la 46. Sunt mulțumit că mi s-a făcut dreptate în privința mea, pensiei mele, care a crescut cu 95%. Șeful Casei Naționale de Pensii susține însă că cea mai mare parte a acestor nelămuriri se rezolvă fără probleme la ghișee. Și că procentul dosarelor în care s-au depistat erori e de 0,024%. Datele oficiale arată că aproape 2 milioane de pensii au crescut cu sume între 100 și 500 de lei și peste 1 milion cu sume între 500 și 1000 de lei. Aproape 800 de mii s-au majorat cu peste 1000 de lei, iar 700 de mii de pensii au fost recalculate în jos. Ministrul Muncii a subliniat însă că nicio pensie nu scade. Dacă în decizia de recalculare punctajul, rezultat, indică o valoare mai mică decât pensia pe care ați primit-o în luna august, atunci veți rămâne cu pensia mai avantajoasă. Veți primi în următoarele săptămâni o confirmare oficială că pensia dumneavoastră nu scade. Noua lege prevede o nouă formulă de calcul valabilă pentru toți pensionarii. Cel mai mult contează contributivitatea. Totalul e format din suma punctelor de contributivitate cu punctele necontributive asimilate, adică cele pentru perioadele de facultate, armată, șomaj. Se adaugă punctele de stabilitate, care înseamnă răsplata pentru cei care au muncit mai mult peste limita de 25 de ani de vechime. Iar rezultatul se înmulțește cu valoarea punctului de referință. Această reformă în sistemul public de pensii este cea mai amplă reformă care s-a făcut vreodată în sistemul public, cel puțin în ultimii 50 de ani. De la 1 septembrie începe mica recalculare. Casele de pensii vor include și veniturile nepermanente, precum ore suplimentare, sporuri și prime. Pentru cele obținute din 2001 încoace, pensionarii nu trebuie să aducă alte documente. Doar pentru perioadele anterioare e nevoie de adeverințe, a mai anunțat ministrul Muncii. Arhivele angajatorilor care nu mai au activitate au fost preluate de firme private, care cer adesea taxe exorbitante pentru eliberarea documentelor. Dacă vrei să strângi documente doveditoare pentru 25 de ani, te duci undeva la aproape 3500 de lei. Cam unul din cinci indivizi va încerca să aibă acces la aceste documente. Arhivele naționale au anunțat măsuri pentru a impune tarife accesibile în cazul adeverințelor necesare pensionarilor eliberate de firme de arhivare privată. În ce privește indemnizația socială pentru pensionari, așa numita pensie minimă garantată, ministrul Muncii a anunțat că rămâne la 1281 de lei.